Salut și bine ați venit pe canalul nostru de gătit Bucătărie cu Delicii. Numele meu este Bogdan și astăzi vom găti glucoși pufoase rotunde. Rețeta este simplă și ușor de gătit și va aduce zâmbetele pe fețele copiilor și nepoților dumneavoastră. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente: 500 de grame lapte, 50 grame drojdie proaspătă, 2 pliculețe zahăr vanilat, 16 grame, 2 linguri de ulei, 4 linguri zahăr, 2 ouă, 1 linguriță sare, 1 kg făină sau cât cuprinde, zahăr pudră. Începem prin a amesteca drojdia cu puțin lapte călduț. Facem acest proces deoarece folosim drojdie proaspătă pe care trebuie să o activăm pentru o creștere mai bună a aluatului. Vă reamintim că nu trebuie să folosim sare acum pentru că drojdia va da înapoi. Lăsăm 10 minute să se activeze. Adăugăm restul de lapte, 4 linguri de zahăr, 2 pliculețe de zahăr vanilat, 2 linguri de ulei, 2 ouă, 2 și omogenizăm compoziția. După ce am omogenizat, începem să adăugăm treptat făina și lingurița de sare. În timp ce vom frământa, vă vom spune câteva lucruri interesante legate de adăugarea sării în aluat. Frământăm până ce aluatul nu se mai lipește de mână. Nu uitați, apăsați butonul de subscribe pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. Sarea se adaugă la aluatul deoarece strânge rețeaua de gluten din compoziție, făcându-l mai solid, produsul final având un volum mai bun. Sarea se mai folosește în aluaturi și pentru a intensifica gustul celorlalte ingrediente din aluat. În momentul în care făina s-a încorporat și aluatul nu se mai lipește, îl punem într-un bol, îl acoperim cu un prosop și îl lăsăm la crescut la loc călduț o oră. După ce aluatul și-a dublat cantitatea, presărăm pe masă făină împărțim în 3 bucăți egale și ne apucăm de întins. După întindere, aluatul trebuie să fie gros, cam de 1 cm. După ce am întins, luăm o cană sau o stensilă ca aceasta și decupăm gogoșile. După ce am decupat gogoșile, le lăsăm pe masă încă 20 de minute, acoperite cu un prosop, ca să mai crească în volum. Încingem uleiul din tigaie, după care dăm focul la mic și punem gogoșile. Fiecare gogoașe o prăjim circa 3 minute pe fiecare parte sau până când aceasta capătă o culoare maro-aurie. După ce s-au prăjit gogoșile, le scoatem pe o farfurie și le dăm prin zahăr pudră. Sperăm că v-a plăcut rețeta noastră, vă dorim poftă bună și nu uitați să dați subscribe și like pentru a ne susține în realizarea mai multor rețete.